Hei, salut! Bine v-am găsit la un nou episod de T8 Gaming. Astăzi jucăm niște GTA. Suntem aici cu Trevor în bucătărie. Este dezastru. Pe care ați mâncat pizza. A, uite, mi-a lăsat și mie o felie. Pot să mănânc o felie de pizza. Astăzi mergem să ne distrăm, da? Pentru că GTA nu este doar despre a împușca și a face misiuni. Trebuie, bineînțeles, să te și distrezi. Așa că hai să facem niște activități distractive. Bineînțeles, prima chestie, trebuie să bem o sticlă de whisky. O sticlă de whisky, un pahar. Hai, Trevore, hai, tată. Îl trebuie să-l scuzați, el nu bea de obicei. El nu bea de obicei. Da, încă unul. Încă unul, Trevor. Hai, bagă mare. Încă unul. Crezi că ne oprim aici? Terminăm toată sticla. Ne distrăm, ce naiba! Mai poți? Oare cât mă lasă să beau? Oare pot să beau până intră în coma alcoolică? Deja începe să se clatine camera. Ok, nu-i nimic, ne distrăm, petrecere, distracție la maxim. Oare ajung la spital dacă continui să beau? Asta nu ar fi prea distractiv. Hai, Trevore, hai că ești bine. Hai că ești bine. Nu, gata, gata, ne oprim, ne oprim. Hai să mergem. Hai că chemăm un taxi. Contacts. Fiate, nu poate să meargă mai... Ce faci, mă? Hai, mă, Trevore. Unde-mi este taxiul? Nu vă supărați, am chemat și eu un taxi pe aici. N-a venit. Nu a venit niciun taxi. Vedeți, eu de-aia zic că mai bine e Uber-ul. Trebuie să mai încerc o dată. Alo, bună ziua! Alo! Alo, bună ziua, am sunat mai devreme. Am Sorry, sunat mai all devreme. the drivers are busy right now. Please call back later. Poftim! Refuză să mă servească. Ok, ziua asta nu a început distractiv deloc. Ah, uite niște prostituate. Uite niște domnișoare. Nu fac nimica. Hey, baby. Hey, baby. Hai, mă, vreau și eu. Nu asta voiam. Voiam să apelez la serviciile lor. Aoleu, acum mă urmărește și poliția. Stați, mă, stați, că eu am ieșit să mă distrez. Nu vreau să fac rău nimănui. Oare cât mă mai ține beția asta? Hai să mergem, hai să ne distrăm. Deci fii atent, mergem la... Mai întâi mergem să ne îmbrăcăm și noi frumos, să arătăm și noi decent. Ok? Nu putem să ieșim în oraș îmbrăcat așa aiurea. Așa, hai la magazinul de haine. Poliția încă mă caută? Pentru ce, Dumnezeu? Lăsați-mă în pace. Bă, ăștia-s de-a dreptul nesimțiți. Dați-mă din fața mea, nu vedeți că sunt beat. Bă, deci cât de nesimțiți poate să fie unii. Nu poate omul să mai bea să se urce la volan, că vine poliția după el. Ce să-mi iau eu de aici? Ce să-mi cumpăr eu de aici? Păi uite aici niște chestii. A, uite-l, altceva. Așa, sacou și cu pantaloni ăștia, asta ne trebuie. Așa mă-l cumpăr pe ăsta. Poftim? Ce ai zis? Ci că nu avem o politică de a returna obiectele. Ce vrei să zici? Că nu-mi permit? Bitch, I have hundreds of thousands of dollars. Tu știi cu cine vorbești aici? Ai noroc că sunt în magazin, că nu știi ce-ți făceam. Nu mă las. A, uite cum arată. A, uite. Bad boy for life. Ăsta sunt eu. Gangster style. Ok. Haide să înapoi în oraș. Hai că am zis că ieșim să ne distrăm. Ce fac oamenii ca să se distreze? Oamenii din înalta societate, oamenii buni. Crema societății, ce face? Păi bineînțeles joacă tenis. Hai să mergem să jucăm un tenis. Dați-vă așa că mă duc să joc tenis. Jucăm tenis cu cine? Cu ăsta? Cine e ăsta? Pac! Fii atent ce-l fac pe ăsta. Fii atent ce eu dau. Pac! Și așa, uite așa ne distrăm. Așa ne distrăm ca oamenii civilizați. Ce faci, domnule? A? Who's bad? I'm bad, eu sunt rău. Nu mai zi de astea că nu vrei să știi de ce sunt în stare. Crede-mă. N-ai văzut de ce e în stare Trevor ăsta. Pac, servă perfectă. Dă-o acolo, dă-i-o pe colțul ăla. Du-te acolo. Și acolo, dă-i-o repede acolo. Nu mai ajunge la ea. Dă-i acolo acum. Îl trimitem de pe o parte pe alta a terenului. Acum eu dăm pe contrapie. L-am prins pe contrapie, din nou pe contrapie. Pe contrapie, fii atent cum eu dăm. Bă, nu reușesc să-l prind pe contrapie. Bine, dă-i-o acolo. Ha! There you go, așa se joacă. Hai că acum ne distrăm, acum chiar ne distrăm.
Pac. Pac de acolo. N-ai nicio treabă, nicio treabă, mă. Uite așa ne distrăm. Așa ne distrăm și noi astăzi. Avem un băiat de mingi, un băiat de bile pe aici să ne strângă și nouă mingile, să nu mai avem probleme. Au, asta n-a fost o servă prea bună. Opa! Hai mă, ce faci, Trevor? Are o gaură în palete? Nu vă supărați, paleta mea are o gaură. Ok, hai să-i dăm serva, fii atent, ăsta va fi as. As! E, aproape as. Nu! Băi, ești nebun? Are match point, are punct de match și e pe serviciul meu. Păi nu, păi nu se poate așa ceva. Nu se poate așa, nu că nu m-am concentrat până acum, nu m-am concentrat, m-am prostit. De-aia n-am câștigat, dar fii atent că acum am să fiu... My most sincere congratulations. Ce făcut și m-ai dat afară? Loser! Seara asta nu e prea distractivă. Nu e prea distractivă. Ce altceva putem să facem ca să ne mai distrăm? Hai să găsim altceva. Am eu o idee. Hai să mergem la film, nu? Ce e o seară în oraș dacă nu ai văzut și tu un film bun? Hai să mergem la film să vedem ce au acolo. Nu vă supărați, vreau și eu la film. Stați puțin. Nu putea să faceți și voi astea mai largi, nici nu poate să intre omul cu mașina pe aici. Ok, deci așa... Așa și așa. Bună ziua! Vreau și eu la film. Cum merg și eu la film? Aaa, mă, e închis. Cât e ceasul? E 3 dimineața. Păi mai am vreo 7 ore până se deschide. Păi eu ce fac acum? Știi ceva? Seara asta este complet distrusă. Hai să mergem, nu știu. Hai să mergem să ne tragem într-un scrângeop ceva. Hai să mergem la parcul de distracții. Poate acolo găsim ceva de făcut. Ok? Deci eu am ieșit chitit în seara asta, nu ca Trevor, nu ca un psihopat maniac care încearcă să omoare tot ce găsește, ci ca un simplu cetățean care vrea să se distreze și el în orașul ăsta. Dați-vă așa. Dați-vă așa că vreau să merg la să mă trag cu chestiile. Aici? A, e mai în spate. E mai în spate. Păi dă-te, nu vezi că-s aici? Lasă-mă poliția, lasă poliția. Noi suntem acum, noi acum ne tragem în roller coaster. A, nu pot să mă trag pentru că urmărește poliția. Frate, deci nimic nu iese bine în seara asta. Of, acum trebuie să mă duc să evadez de poliție. Presupun că și asta poate fi distractiv. Fii atent, deci ca să evadez de poliție, nu vreau să mă îndepărtez prea mult, pentru că vreau să... Vreau să revin acolo cât de curând, da? Deci ne ascundem și noi undeva pe aici, dacă se poate. O să mă ascund aici până când trece situația. Ce faci, mă, acolo? Se ridică așa din fund, nu știu ce... Hai înapoi să ne tragem cu roller coaster-ul, cu montaje Russo-ul, cu ce mai fi pe acolo, nu știu. Hai să vedem ce e pe aici. Hai să încercăm să nu mai călcăm cetățeni. Bun, hai că o parchez și eu aici. Acolo e bine. Așa. Unde e aici? Del Perro Pier. Nu e nimeni aici. Nu e nimeni. Unde vreau și eu un hot dog? Vino! Unde ești? Bine că pot să dau cu piciorul în chestia aia, dar nu pot să-mi fac singur hot dog-ul. Uite aici. Ok, hai să ne tragem în roller coaster. Ah, ce distractiv. În sfârșit ne distrăm și noi puțin. Ia să vedem. Așa, ne suim în sus. Așa. Și cât de sus sunt? Da, e ok, adică... Cât de palpitant. Da, nu știu ce zic. Asta a fost tot. $15 pentru asta. Pentru asta am plătit eu $15. Nu a meritat. Nu a meritat deloc.
Asta este închisă temporar, aș fi vrut să mă trag în aia. Dar în asta pot să mă trag? Da, hai să mă trag în asta. Asta e $8. Ferris Wheel. Ar trebui să fie The Ferris Wheel. Dar e Ferris Wheel ca o balenă, pentru că e mare sau ce. Și tot ce e că sunt în treaba asta și că pot să mă uit în sus și să mă distrez. A, am dat și skip. Nu, vreau bani înapoi, am dat skip din greșeală, nu vă supărați. Deci seara asta nu este deloc distractivă. Pot să joc aici ceva? Pot să joc vreun joc? Aparent doar alea două chestii puteam să le fac. Știi ceva interesant de făcut pe aici? Scuze. Doamne cum dă. Bă, dacă îl lovește ăsta se pregătește așa din urmă. Știi ceva? Hai să ne oprim aici. Am lovit și o femeie. Asta a fost apogeul distracției în seara asta. Am ieșit cu Trevor în oraș. Am vrut să vedem ce avem de făcut distractiv în orașul ăsta. Spuneți-mi în comentarii ce altceva să mai încerc, pentru că Trevor ăsta pare stresat rău și cred că are nevoie de puțină relaxare. Unde să mai mergem cu el ca să ne simtem bine? Bem și fumăm, ne distrăm, nu stăm. Distracție la maxim. Bun, ne vedem data viitoare. Abonați-vă să fiți la curent cu toate filmele, dați un like la film și bineînțeles împărțiți-l cu alți prieteni. Ne vedem data viitoare, pa, pa!